Bună ziua! Voi pregăti gogonele și conopidă murată pentru iarnă. Voi avea nevoie de 2 kg de gogonele, o bucată de conopidă, un ardei gras, 2 morcovi, o legătură de pătrunjel verde, sare grunjoasă pentru murături, piper, boabe de piper și o căpățână de usturoi. Pătrunjelul verde se poate înlocui cu frunze de țelină, cu mărar verde sau mărar uscat. Voi tăia gogonelele. Gogonelele le-am spălat foarte bine cu apă rece, la fel și conopida, la fel și ardeiul gras. Ardeiul gras este opțional, însă va da un gust bun gogonelelor murate. Aceste gogonele eu le am de la mine din grădină, sunt foarte mulțumită de munca depusă, după muncă și răsplată. Dacă încă nu ați pus la voi în grădină, le puteți găsi în piețe. Piețele sunt pline cu legume. Voi da gogonelele la o parte și voi începe să tai legumele, atât conopida, cât și gogonelele, la fel și ardeiul gras. Voi tăia gogonelele în felul acesta, în felii. Voi continua să tai gogonelele în felul acesta până le voi termina pe toate de tăiat. Am terminat de tăiat toate gogonelele în felii, iar pe cele mici le-am lăsat întregi. Sunt și ele ascunse pe aici pe undeva. Dacă nu aveți gogonele mai mici, le tăiați în felii exact cum am arătat în film. Voi da gogonele la o parte și voi tăia conopida. Voi scoate acest cotor. Frunzele le voi arunca. Și o voi rupe în buchețele mai mici, pentru a-mi încăpea în borcan. Buchețele cam în felul acesta. Se rupe cu mâna sau foarte simplu cu cuțitul, cum vă este mai ușor. Voi continua să rup toată conopida până voi termina pe toată de rupt în bucăți mai mici.
se rupe foarte ușor. Voi continua să rup și conopida rămasă până voi termina pe toată de rupt în felul acesta. Sau puteți să o tăiați cu cuțitul. Însă cu mâna se rupe mai bine. Am terminat de tăiat și conopida. Conopida o voi da la o parte. Voi tăia și cele două bucăți de morcov. Morcovul este opțional. Dacă nu vreți să-l puneți, îl puteți omite. Îl puteți tăia în felii sau îl puteți tăia în bucăți mai pe lung. Morcovul se taie puțin mai greu, însă cu puțină răbdare vom reuși să-l tăiem ușor. Îl voi tăia în bastonașe, nici mai groase, dar nici mai mici, nici mai subțiri. Acesta îl voi arunca, pentru că este stricat. Nu folosiți legume stricate. Legumele trebuie să fie proaspete. Voi tăia toți morcovii în felul acesta până îi voi termina pe toți de tăiat. Îi puteți tăia și în jumătate, dacă sunt mai lungi, cam în felul acesta. Voi continua să tai și morcovul rămas, la fel ca pe primul morcov. Am terminat de tăiat morcovul. Acum voi tăia și ardeiul gras. Îi scoate semințele. Voi tăia și ardeiul gras în fășii.
voi tăia și usturoiul, o căpățână de usturoi, o voi da în jumătate. Am terminat de tăiat toate legumele, gogonelele, conopida, morcovii, ardeiul și usturoiul. Voi da totul la o parte. Voi folosi borcane de 900 de ml, puteți să folosiți borcane mai mici sau mai mari de care aveți în casă la îndemână. Voi începe prima dată cu pătrunjelul verde. Îl voi pune în borcane. Apoi voi pune gogonele, conopidă, ardei gras, morcovi, usturoi tăiat în jumătate. Din nou, ardei gras, conopidă, gogonele, morcovi, voi pune și câte o linguriță de boabe de piper în fiecare borcan. Morcovi, ardei, conopidă, din nou gogonele, și tot așa până se umple borcanul de legume. Voi trece la următorul. Frunze de pătrunjel verde. Și voi pune conopidă, morcovi, ardei gras, gogonele, din nou conopidă, le puteți pune și în bidoane de plastic dacă aveți. Morcovi, puteți pune și frunze de țelină, din nou ardei gras. Voi pune și o linguriță de boabe de piper, câte o linguriță de boabe de piper pentru fiecare borcan.
gogonele. Voi apăsa puțin. Și conopidă. Ardei gras. Roșu, morcovi. Și voi proceda în felul acesta cu toate borcanele până le voi termina pe toate de pus toate aceste legume în borcane, pătrunjel verde și puneți ce vreți. Nu este o regulă. Începeți prima dată cu ce vreți, cu ce legumă doriți. Ori cu gogonelele, ori cu conopida. Și usturoi. A borcanul anterior. Usturoi, bucăți de usturoi tăiate mărunt sau tăiate în jumătate. Conopidă. Gogonele și tot așa până umplem borcanul. Punem aici și bucăți de ardei gras. Umplem golurile borcanului. Din nou, ardei gras, morcovi. Împinge puțin morcovul în jos. Așa, din nou conopidă și gogonele. Voi apăsa puțin în borcan. Gogonele acestea mai mici. Morcovi și să vedem cum îl strecurăm și pe acest ardei în borcan. Voi mai aduce borcane să completez cu, să pun toate legumele în borcan, legumele rămase. Până voi termina de pus toate legumele în borcane. Am terminat de pus legumele în borcan. În această cratiță am 4 litri de apă rece. Voi pune 4 linguri de sare grunjoasă. La fiecare litru de apă se pune câte o lingură de sare grunjoasă. Voi pune apa cu sarea pe ochiul de la aragaz și voi lăsa să fiarbă apa, să dea într-un clocot până când toată sarea din cratiță se topește. Voi fierbe totul la foc tare. Sarea mura este gata, am lăsat-o să fiarbă în două clocote la foc tare. Am fiert totul până când sarea din apă s-a dizolvat complet. Voi opri aragazul și voi pune această saramură fierbinte în borcane peste legume. Am terminat de fiert apa cu sarea până când sarea din apă s-a dizolvat complet. Voi pune saramura fierbinte în borcane peste legume. Pentru a preveni crăparea borcanelor, am adus o tavă de inox sau puneți lama cuțitului sub borcan.
voi lua o cană și voi lua din această saramură de sare și voi pune în borcane peste legume. Repet, saramura trebuie să fie fierbinte. Voi pune capacele strâns la borcan și voi umple borcanele cu această saramură fierbinte. Voi proceda în felul acesta cu toate borcanele rămase. Dacă nu aveți borcane, puteți să puneți toate legumele exact cum am procedat cu aceste borcane. La fel puteți să puneți într-un bidon de plastic de 5 litri. Este foarte bun și acesta. Începeți prima dată cu pătrunjelul sau frunzele de țelină sau mărarul uscat sau acel mărar verde pe fundul borcanului și apoi puneți borcanele în ce ordine doriți. După ce ați umplut borcanul de plastic, puteți să puneți saramura fierbinte. Voi continua să umplu și borcanele rămase. Se întorc borcanele în felul acesta. În felul acesta borcanele se vor steriliza foarte repede. Fiind saramura fierbinte, se va duce direct la capace. Iar apa fierbinte va înfileta foarte bine, va steriliza foarte bine borcanele, capacele să nu intre aer. Voi pune saramură și peste legumele rămase. Îl voi umple și pe acesta, îi voi pune capacul și îl voi întoarce cu capacul în jos. Am terminat de pus toată saramura fierbinte în borcane peste legume. Voi lăsa borcanele cu capacele în jos și acoperite cu o pătură până a doua zi, când borcanele se vor răci complet. A doua zi se întorc borcanele și se lasă 10 zile într-un loc călduț. După 10 zile, borcanele se depozitează într-un loc răcoros, pivniță, beci, cămară sau de bara, unde se vor păstra foarte bine peste iarnă. Aceste gogonele împreună cu conopida sunt gata de servit într-o lună de zile. Voi acoperi borcanele cu o pătură și, repet, le voi lăsa în felul acesta până a doua zi, când borcanele sunt foarte bine răcite. A doua zi se ia pătura, se întorc borcanele și se lasă în continuare 10 zile în bucătărie. Spor la pregătit conserve de iarnă.